Bisericile noastre luptă să păstreze o credință cât mai aproape de mijlocul cărărilor neprihănirii și nu suntem doar de zeci de ani prieteni, frați buni, dar suntem și tovarăși de slujbă și de luptă. Vreau să vă spun că în vremea aceasta idealurile și principiile care stau la baza bisericii sunt asaltate, atacate din multe direcții. Iată de ce și mesajul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră are de face cu biserica, are de face cu principiile pe care noi le avem la baza părtășiei noastre în casa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta cred că ne va inspira atât pentru a ne ruga mai mult pentru biserică, și deja ați făcut lucrul acesta în seara aceasta, ne-am rugat pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica, să binecuvinteze lucrarea sa, să binecuvinteze cu har departamentele de slujire în biserică, să binecuvinteze familiile bisericii, să binecuvinteze pe cei care sunt în necaz, în suferință, în probleme. Mi-a plăcut gândul fratelui tânăr care a spus că biserica și frații și familiile ar trebui să fie în inima noastră atunci când ne rugăm. Pentru că ne rugăm pentru ceea ce avem în inimă. Gândiți-vă, vă rog frumos, dacă tot ceea ce ține de lucrarea Domnului din biserică ar fi în inima noastră, cum ar fi rugăciunile noastre? Vreau să vă spun și lucrul ăsta. Într-una din vacanțe, când eram mic, am descoperit, pentru că atunci când mergeam la școală, eram la școală, că mama mea avea o oră de rugăciune în fiecare dimineață între ora 9 și 10. La început nu m-am mai interesat foarte mult, eram mic, ea se ruga, eu mă jucam într-o altă cameră. Dar am auzit că se roagă cu lacrimi, cu strigăte, cu... și am devenit curios. Și am rămas șocat că se ruga în continuu timp de o oră. M-am gândit la vremea respectivă, ce spune o oră, ce spui o oră în continuu? Din curiozitate am pus urechea pe ușă. De fapt, am învățat să mă rog lângă ușa camerei unde se ruga mama, timp de o oră. Și se ruga pentru fiecare dintre noi, se ruga pentru tata, se ruga pentru copii, se ruga pentru părinți. Părinții ei nu erau credincioși, pentru surorile ei, fratele ei, care nu erau credincioși. Pe urmă am observat că începe să se roage pentru diferite familii din biserică, pentru persoane, frați, surori care erau bolnavi. Mai avea niște tovarășe de rugăciune și își mai dădeau cauze una alteia și se mai rugau împreună pentru câte un copil, pentru câte un băiat sau o fată care se depărtase de Dumnezeu. Am rămas șocat să văd că se ruga ca pentru copiii cu aceeași pasiune. Se ruga pentru biserică, pentru lucrarea Domnului din biserică, pentru frații slujitori, pentru conducerea bisericii, pentru predicatori și multe, multe alte lucruri. Și în mintea mea a rămas ideea că mama are o memorie extraordinară. Până când într-o zi am intrat după ea în cameră, după ce a ieșit și a mers la bucătărie să-și continue treaba, și-a uitat lista de rugăciune pe pat. Era o hoală de hârtie foarte mare, pe care erau scrise pe mai multe coloane cauze de rugăciune. Pe o coloană era familia, erau rudele, erau lucrurile apropiate de inima și de familia noastră. Pe o altă coloană era biserica, erau cauzele bisericii, predicatorii, cântăreții și așa mai departe, dirijorii.
Și pe ultima coloană, asta era în permanentă mișcare. Uneori erau nume șterse pentru că se rezolvase cauza, se adăugau nume persoane care erau bolnave sau diferite cauze speciale de rugăciune. Atunci mi-am dat seama că rugăciunile noastre, pentru ca să fie ca rugăciunea din Ghețimani, eu cred că ucenicii au început și ei să se roage. Și când se anunță o rugăciune, începem să ne rugăm. Dacă zice să ne rugăm, ne rugăm. Dar ne stingem pe parcurs, pentru că rămânem fără subiecte de rugăciune. Dacă am cultivat o listă de rugăciune și în fiecare zi ne-am rugat după lista de rugăciune, memoria noastră ar fi activată și inclusiv la biserică atunci când am venit, am ști să ne rugăm pentru mult mai multe lucruri, pentru că altfel știți ce vom face? Vom generaliza. Și când generalizăm, în 5 minute n-avem ce spune. Doamne, te rugăm să binecuvintezi, exact ca rugăciunea pentru mâncare. Binecuvintează această mâncare și pe mine, amin. Dacă și aia, că uneori zicem amin, Doamne, că mi-e foame. Pe marginea patului, suntem jumătate în pat și spunem, păzește-mă, ocrotește-mă și atâta tot. Dăm vise plăcute. Rugăciunile trebuie să pornească dintr-o inimă alertă, dintr-o inimă deschisă. Și biserica trebuie să fie în centrul rugăciunilor noastre, pentru că Hristos, Domnul, s-a rugat pentru biserică. Și aș vrea să citesc Ioan capitolul 17, e un pasaj un pic mai lung, în 26 de versete, însă sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vă rog să observați că în afară de trimiteri și prima propoziție, prima jumătate de verset, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, capitolul 17 din Ioan este suma cuvintelor rostite de Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa pentru biserică. Dacă nu vă cer prea mult, ne ridicăm din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu și citim Ioan 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor.
Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule, Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Domnul să binecuvânteze scripturile citite, ascultarea cuvântului și împlinirea sa în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos există trei principii ale unității în biserică. Sunt multe învățături despre unitatea bisericii în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Dar sunt trei principii esențiale. Spuneam că se dă o luptă existențială împotriva Bisericii Domnului. Și lupta care se dă din afară e una. Dar vreau să vă spun că există agenți ai celui rău care lovesc în aceste principii ale unității în biserică și mai ales în ceea ce privește generația tânără, există învățături străine care încearcă să-i convingă că biserica nu este esențială. Nu este esențială pentru mântuirea lor, nu este esențială pentru eternitatea lor. Ba, au apărut clișee, slogane că îl iubesc pe Iisus, dar urăsc biserica. Îl iubesc pe Iisus, dar nu-mi place religia. Că pun în ecuație biserica, care ar fi, de fapt, un exponent al religiei. Dragii mei, trebuie să fim extrem de atenți și să avem discernământ și trebuie să înțelegem că biserica Domnului Iisus Hristos este esențială. Că e adevărat, nu toți care fac parte dintr-o biserică locală fac parte și din Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos, biserică descrisă în Evrei, în capitolul 10, dar 100% nimeni nu face parte din Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos dacă nu face parte din biserica locală, din adunarea locală a Domnului Iisus Hristos. Sunt trei negații în rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17 care se leagă de aceste principii. De exemplu, în versetul 9 spune: pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat-o. Rugăciunea din Ioan 17 nu este pentru lume, este pentru biserică, atât de esențială a fost și este biserica. Pentru că Domnul a spus: eu voi zidi biserica mea. E biserica Domnului Iisus Hristos. Aplicația ei locală și faptul că Dumnezeu a rânduit structuri de autoritate locale nu schimbă cu nimic paradigma. Hristos este capul bisericii.
Hristos este Domnul Bisericii. Hristos este în centrul Bisericii. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Observați versetul 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Este a doua negație din rugăciunea Domnului Iisus. Nu se roagă pentru lume, ci pentru biserică. Nu se roagă să ia biserica din lume, să ia pe credincioși din lume, ci să-i păzească de cel rău. Și al treilea verset, versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Vă zic că nu mă rog pentru lume, mă rog pentru ei. Nu mă rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și nu mă rog doar pentru ei din generația aceasta, ucenicii apostolii pe care i-am lăsat, ci pentru toți cei care pe parcursul istoriei vor veni la credință prin cuvântul mărturisirii lor. Vor crede în mine prin cuvântul lor. Și prin asta vor deveni credincioși născuți din nou, vor deveni biserica Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos se roagă aici pentru biserica ce urma să fie înființată în foarte scurtă vreme. Din prima generație de credincioși, generația apostolică, biserica primară, dar se roagă și pentru biserica din toate vremurile, pentru că principiile care stau la baza bisericii înființate de Domnul Iisus Hristos nu se schimbă după cum nu se schimbă Domnul Bisericii. Am stat și m-am gândit, frate Cornel, că după zeci de ani ne apropiem de apusul vieții. Și bisericile noastre, și numai ale noastre, o să trebuiască să înceapă să se obișnuiască, dacă mai ține pământul și vremea, fără noi. E, uneori e interesant, am avut impresia că așa vor rămâne lucrurile ca și în familie, nu? Când erau copii mici, nu te gândeai că o să crească, nu te gândeai că o să-ți plece, nu te gândeai că se mărită sau se însoară, aveai impresia că așa o să fie totdeauna. Dumneavoastră vă dați seama că cea mai dureroasă experiență a bisericii a fost să rămână fără stâlpii de bază pe care i-a așezat Domnul Iisus Hristos. Cei 12, 11, că Iuda s-a lepădat și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, dar l-a adăugat Domnul pe Pavel. Ce traumă extraordinară! Să rămâi fără oamenii care au primit credința direct de la Domnul Iisus Hristos, oamenii care au canonizat Scripturile. De asta eu sunt foarte atent cu a da cuiva titlul de apostol. Nu că Dumnezeu n-ar mai avea lucrare apostolică și în vremea de astăzi. Dar calitatea apostolică originală se leagă de faptul că acei apostoli au primit credința direct de la Domnul Iisus. De aia, doi ani de zile, Pavel s-a dus în pustia Arabiei și a învățat Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos și au avut dreptul să scrie Scripturi. S-a terminat. Nimeni nu mai are voie să scrie Scripturi. Ei, biserica a trebuit să rămână fără acești oameni mari de tot. Și dacă au rămas fără ei, într-o zi o să rămână și fără noi. Dar niciodată nu va rămâne fără Domnul Iisus Hristos biserica. Că identitatea bisericii se leagă de El. Iată de ce Domnul Iisus Hristos se roagă și prin rugăciunea aceasta așează la baza bisericii din toate vremurile. Cu sau fără Pavel, cu sau fără Petru.
cu sau fără oricare dintre noi, dar cu Hristos. Că dacă ar fi vorba de noi, între noi mai există anumite variațiuni, mai există anumite diferențe. Cât de mici ar fi? Nu suntem toți la fel, nu gândim toți la fel. La baza bisericii nu există nimic variabil, ci principiile sunt fixe, trasate de Mântuitorul. Ei, diavolul încearcă să pătrundă la rădăcina bisericii și să mute, să schimbe, să amendeze aceste principii, să reinventeze biserica. Care sunt cele trei principii? Primul principiu, care se referă la modelul unității bisericii. Pentru că trebuie să existe un model. Biserica este un proiect. Și orice proiect are o schiță, are un plan, are un model. Orice piesă care este fabricată, se fabrică după un model, după un șablon. Care este modelul unității bisericii? Este principiul triunității, adică după modelul divin, Sfânta Treime. Observați, vă rog frumos, ce spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 4. De la versetul 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iată, vă rog să observați prezența Trinității în viața credinciosului autentic. Dragostea produsă de Trinitate, principiul triunității, adică una în trei, așa după cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt indisolubili parte din dumnezeire, deși sunt trei persoane distincte, funcționează într-o unitate perfectă, tot așa trebuie să fim și noi. Domnul Iisus în Ioan 17 de câteva ori spune să fie ca noi, să fie una cum suntem noi. Mi-ai dat pentru ca ei să fie una cum suntem și noi, versetul 11. Dragii mei, aici avem o problemă foarte mare. Pentru că unitatea aceasta nu poate exista între entități inegale și incompatibile. Când mă refer inegale, mă refer în ceea ce privește natura, de o altă natură. Vă aduc aminte ce spunea Apostolul Pavel în Corinteni. Ce legătură poate să fie între Hristos și Belial? Cine e Belial? E un idol, e un Dumnezeu, e o zeitate păgână.
știți că ecumenismul astăzi forțează toate zeitățile într-o oală mare de tot, unde să fie amestecați ca o ciorbă de ghiveci și să încapă toți. Ați văzut probabil emblema coexist de toate religiile în cap pe o linie. Chiar dacă e o chestiune drăgălașă în sensul înțelegerii umane, este o mare erezie și o mare blasfemie, pentru că între Hristos și Belial nu poate exista nicio legătură, pentru că sunt incompatibili. Între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este o relație indisolubilă, pentru că au aceeași natură, au un caracter comun, au o voință comună, au un plan comun și sunt interschimbabili. Când Hristos a venit pe pământ, a spus: n-am venit să vă spun vorbele mele, ci vorbele pe care le-am auzit de la Tatăl meu care m-a trimis. N-am venit să fac voia mea, am venit să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Când a venit Duhul Sfânt, n-a venit să spună ceva inedit, a venit să ne aducă aminte cuvintele pe care le-a spus Hristos. Noi avem idee despre asta, deși foarte mult se zbat cumplit cu termenul ăsta al Trinității, deși noi în fiecare zi ne uităm în oglindă și suntem trei, frați și surori: trup, suflet și duh. Fiecare dintre noi avem un trup, avem un suflet și avem un duh. Dacă ne uităm în oglindă, nu facem nicio distinție între una și alta. Sper că nu a venit cineva în seara asta aici să spună: eu sunt trei. Suntem una. Este așa de greu de separat, de intrat, de creat o fisură între cele trei dimensiuni ale existenței noastre, încât numai Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu poate pătrunde. Are tăișul atât de ascuțit încât poate pătrunde și le separă, le desparte. Pătrunde adânc pentru ca să cerceteze gândurile, ca să cerceteze adâncimile ființei noastre. De ce există unitatea aceasta în ființele noastre? Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Acum apare o mare dilemă. Suntem în Biserica Domnului Iisus Hristos, suntem chemați la unitate și uneori mesajele noastre predică obsesiv unitatea. Și spunem: trebuie să fim una! Toți trebuie să fim una! Și începem să aplicăm principiul triunității unor oameni care nu sunt compatibili cu noi. Trebuie să cânte, trebuie să facă ceva, că dacă nu pleacă din biserică. Dar viața particulară, personală și uneori cunoscută de ceilalți nu este o viață care să-L cinstească pe Hristos. Dar suntem obligați să ne legăm în unitatea aceasta pentru că e unitate cu orice preț. Nu există în trupul lui Hristos unitate cu orice preț. Nu există. Trupul lui Hristos e selectiv. Numai cei care au aceeași credință ca noi, numai cei care trăiesc în lumină, în aceeași lumină care este Cuvântul lui Dumnezeu, numai cei ce sunt lumină prin felul lor de viețuire, numai cei care au fost adăpați de același Duh, 1 Corinteni 12, ați fost botezați de același Duh ca să alcătuiți un singur trup. Trebuie să existe această compatibilitate spirituală ca să putem alcătui un singur trup. Știți din ce cauză Iuda a devenit din ce în ce mai incompatibil cu ceilalți?
și cu ceilalți ca cu ceilalți, dar a devenit din ce în ce mai incompatibil cu Domnul Iisus Hristos, în primul rând pentru că era un hoț, în al doilea rând era un fățarnic și în al treilea rând a intrat satana în el. Când a intrat satana în el, s-a produs separarea definitivă. Stau și mă gândesc dacă nu s-ar fi dus să se spânzure. Dacă poate s-ar fi găsit cineva în biserica primară să spună, a, domnule, lasă-l și pe el săracul, că acum, na, a greșit. Ce Petru nu s-a lepădat? Petru s-a lepădat, dar n-a intrat satana în el. Conștiința aia a fost trează, a plâns cu amar, s-a căit, s-a pocăit. S-a întors la Dumnezeu. Modelul unității noastre este Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Modelul Trinității este modelul unității noastre. Iată de ce, frați și surori, trebuie să fim născuți din nou din Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să-L avem ca Domn pe Domnul Iisus Hristos și fiecare dintre noi trebuie să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt, locuiți de puterea Duhului Sfânt. E adevărat că Duhul Sfânt lucrează la convertirea noastră. E adevărat că Duhul Sfânt lucrează la nașterea noastră din nou. E adevărat că Duhul Sfânt ne dă lumină să înțelegem Scripturile. Dar Duhul Sfânt vrea să facă ultimul pas decisiv, care înseamnă vrea să mărturisească despre noi că suntem mădulare ale aceluiași trup. Vă aduc aminte ce a spus Petru bisericii din Ierusalim în Fapte 15? A spus, în casa lui Corneliu, care era dintre neamuri, Dumnezeu a mărturisit despre ei cum a mărturisit despre noi la început. Ce a mărturisit despre ei? Că sunt mădulare în trupul lui Hristos. Că trebuie să fie botezați și că trebuie să fie primiți ca membri în biserica lui Hristos. Nu în baza unei cereri, ci în baza unei mărturii depuse de însuși Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin botezul cu Duhul Sfânt. Mă întreb de multe ori, de ce sunt așa de mulți credincioși care consideră botezul cu Duhul Sfânt, imperativul botezului cu Duhul Sfânt, nevoia absolută? De locuire a Duhului Sfânt în noi, că spune în Roman 8, dacă Duhul Dumnezeu locuiește în voi, sunteți muritori, dar Dumnezeu va învia trupurile voastre. De ce considerăm învățătura aceasta ca o învățătură de care să ne putem dezlipi, să ne putem lepăda? Pentru că Duhul Sfânt produce această compatibilitate între noi. Și nu lucrarea parțială a Duhului Sfânt, ci lucrarea completă a Duhului Sfânt. Foarte mulți îmi spun, ce frate, dacă nu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și dacă nu vorbești în limbi, nu te duce în rai, te duce în iad? I-am spus, mă, dar nu e o problemă de vorbire în limbi și nu e vorba neapărat de botezul cu Duhul, e o vorba de ascultare. Dacă n-asculți, te duce în rai, un om neascultător de Dumnezeu și de Cuvântul Sfânt are parte cu Dumnezeu în rai? Și dacă Biblia spune că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, devine o problemă de ascultare. Neascultarea este egal cu vrăjitoria. Și vrăjitoria este ocult și închinare la idoli și părtășie cu demonii. Ar fi mai ușor să ascultăm, să punem genunchii pe pământ și
și să ne deschidem suflete și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple și să ne boteze cu Duhul Sfânt pe toți, decât să studiem ca niște căpiați. Cum am putea să găsim niște derogări ca Dumnezeu să nu-și aducă la îndeplinire tot planul Său cu privire la noi și tot planul Său cu privire la biserica Sa? Când cineva doar pe departe scuză neascultarea unora de a rămâne indiferenți față de botezul cu Duhul Sfânt, e, da, cu vorbirea în limbi ca semn inițial, persoanele acestea își pun pe cap o responsabilitate foarte mare de care nu știu cum se vor descărca în ziua judecății. Îndemnând poporul Domnului la letargie spirituală, pentru că hai să recunoaștem, frați și surori, tot ce este opțional vrem fără. Uite, eu personal, vă rog eu frumos de tot mie să nu-mi predice niciodată nimeni ceva obligatoriu. Decât dacă e obligatoriu și dacă e obligatoriu, împlinesc. Dar să nu vină la mine nimeni cu ceva opțional și să-mi spună hai să o facem și pe asta. Nu, că credința are destule mandate, destule lucruri obligatorii. Și unde Biblia vorbește imperativ cu privire la nevoi spirituale absolute pe care noi le avem ca să păstrăm unitatea bisericii în părtășia Duhului, atunci asta trebuie să fie ținta fiecărui credincios. De aceea avem stăruințe în bisericile noastre. În perioada 2008-2011-2012, în jur de 400 de suflete au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt în biserica noastră. Și prima dată am avut o stare de euforie și de entuziasm, care s-a calmat, pentru că pe urmă următorii ani mai erau botezați câte 10, 12, 15 și unii au început să fie descurajați, să spună, aoleo, nu mai botează Domnul, a spus, gândim greșit. Trebuia să fim devastați când 400 au fost botezați cu Duhul Sfânt și să ne punem întrebarea, cum a fost posibil într-o biserică penticostală să fie 400 de suflete nebotezate cu Duhul Sfânt? Acum ar trebui să fim bucuroși, să ne umple Dumnezeu pe toți, că mai sunt 10, că mai sunt 15, aleluia, că îi botează și pe ăștia, înseamnă că majoritatea sunt botezați cu Duhul Sfânt. Scopul unei biserici penticostale este să promoveze lucrarea completă a Duhului Sfânt. Pentru că asta produce compatibilitate. Nu că stăm și ne batem cu ciocanul în cap de dimineață până seara, încercând să ne fasonăm gândurile, să ajungem cumva, cumva, să credem toți la fel. Duhul Sfânt face lucrul ăsta pe scurtătură. Când devine prezența persoanei și plinătatea puterii o realitate în viața fiecăruia dintre noi, lucrurile se întâmplă de la sine. Iată, dar principiul triunității. Asta e unitate în uniformitate. Adică asta înseamnă trebuie să fim la fel. Aici nu vine fiecare cu Biblia lui de buzunar, cu versetele lui de buzunar. Aici toți credem la fel. Avem o credință identică unii cu alții, așa cum este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Că ajungem mai târziu la unitate în diversitate. Vedeți cum încearcă să ne păcălească ereticii și vin și spun, lasă-mi, unii cred așa, unii cred așa, unii cred așa, unii cred așa și alții cred altfel. Dar noi trebuie să fim una, să ne iubim că suntem frați. Nu, fraților, aici nu încape unitate în diversitate, aici e unitate în uniformitate. Toți credem la fel. Pentru că este credința dată sfinților o dată pentru totdeauna, fără schimbare, fără amendamente. Principiul triunității. Al doilea principiu despre care vorbește aici cuvântul Domnului este principiul comunității.
care este mediul unității, care este mediul în care se exersează această unitate. Și aici vorbeam la început despre cei care spun că biserica nu este esențială. Pe unde putem noi trăi unitatea bisericii, dacă nu în adunare? Prin internet? Biserica nu e videogame. În caz de urgență, ia că au făcut rând și pe asta, dar nu foarte mult. Că se obișnuiesc cu oamenii fără părtășie a bisericii, ori unitatea se exersează în mediul fizic al adunărilor bisericii. Acum au început să se inventeze biserici online. Însă vreau să vă spun că există o metodă și mai perfidă. Unii își creează propria lor biserică. Depinde și de fusul orar. Când începe programul, se duce la o biserică unde e un grup de cântăreți care cântă vreo câteva cântări, mai le place lor stilul ăla. Până se uită și spun, la Elim e Ionescu. Mai târziu la Happy Valley Avram și își pune predicatorii pe care îi vrea de peste tot. Zice, asta e fanfara de la Happy, trebuie să cânte frumos ăștia, ascult fanfara. Vine corul de tineri de la Elim, corul de bărbăteți de nu știu unde. Și își creează într-o duminică propriul lor serviciu divin. Dar fără niciun fel de conexie de suflet și de inimă. Fără ca alții să-l poată supraveghea și fără ca el să-și îndeplinească sarcina pe care i-a dat-o Dumnezeu. Vegheați unii asupra altora. Cum să veghezi unul asupra altuia când fiecare e între cei patru pereți ai lui? Principiul comunității, unitatea se dezvoltă în mijlocul comunității bisericii. Ucenicii erau împreună. Când au fost împreună, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Când au fost împreună, au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Când a ieșit din pușcărie, Petru s-a dus acolo unde erau frații împreună. Oriunde apostolul Pavel a predicat Evanghelia și a avut convertiți, a înființat o biserică locală. Știți cât de esențial a fost biserica locală pentru Pavel? Ascultați, în Filipii. Vă aduceți aminte că a stricat afacerea unora cu tânăra aceea vrăjitoare, a ajuns în pușcărie împreună cu Sila, la miezul nopții s-au rupt legăturile, s-a făcut un cutremur de pământ, temnicerul împreună cu toată casa lui s-a întors la Dumnezeu. Acolo erau deja câțiva convertiți. Vă aduceți aminte că și Lidia, cu mai multe femei, probabil câteva familii au înființat o biserică micuță, acum îl aveau și pe temnicer cu toată casa lui. Și Dumnezeu le dă favoarea lui Pavel și lui Sila să fie eliberați. Au aflat dregătorii că au biciuit și au judecat fără niciun fel de proces, în mod sumar, niște cetățeni romani. Și au vrut să se scape repede de ei și au trimis vorbă. Puteți ieși, puteți pleca. Plecați. Și Pavel zice, merge așa. Și asta e răspuns la rugăciuni. Îți dă Dumnezeu în voie să ieși afară și să dai aici în gura lupului. Da, pentru că trebuie să-i punem pe ăștia pe călcâie, că noi avem o biserică mică aici, care numai ce s-a înființat și are nevoie de un pic de protecție. Conducătorii acestui oraș trebuie să stea un pic pe călcâie, să se teamă un pic, să nu se atingă de biserică, măcar până se întărește un pic în credință, până se înmulțește și până capătă un pic de putere. Pavel se pune în pericol pentru ca să fie sigur că biserica, bisericuța nouă înființată în Filipii, e protejată să nu o distrugă. Atât de mult ține Pavel la biserica locală. Comunitatea reprezintă unitate în intimitate. Dacă
principiul triunității reprezintă unitate în uniformitate, toți credem la fel, principiul comunității, mediul în care se manifestă unitatea noastră, e unitate în intimitate, unii lângă alții. Dumneavoastră ați observat, vă aduceți aminte, acum toți avem biserici mari. Și nu am avut o biserică mare, de fapt trebuie să construiești 3 biserici, fraților, în ziua de azi. Nu mai poți să construiești o singură biserică când te apuci de construcții. Trebuie să construiești o biserică de toate zilele, trebuie să construiești o biserică pentru evenimente și trebuie să construiești o biserică pentru conferințe mari, ca să le poți organiza și să nu cheltuie așa de mulți bani. Și dumneavoastră ați construit aici 3 biserici într-una și noi am construit tot 3 biserici într-una. Însă ascultați, vă aduceți aminte în România când curgea transpirația pe pereți și eram sardele? Și simțeai o căldură în suflet, se predica mai simplu, se cânta mai simplu, dar te băteai pentru un loc în picioare, în biserică. N-am să uit părtășiile de atunci din România, mai leșina câte o soră mai în vârstă și n-aveau cum să facă loc. Și uite așa, pe mâini o dădeau până afară, o duceau în mașină și un frate stătea de serviciu acolo să o ducă repede la spital. N-am auzit să fi murit cineva, dar de leșinat au leșinat mulți. Pentru că era căldură mare. În ploaie torențială, cu umbrelele sus, era plină curtea și strada. Și treceau netăiați împrejur cu troleibuzele și când vedeau pocăiții pe margine, dădeau cu roțile în bălți și îi stropeau de sus până jos. Era un grup de frați cu umbrele, puneau umbrela într-o parte ca să protejeze cât de cât. Pentru că oamenii, dacă au înțeles un lucru, bătrânii noștri de la țară, care se adunau cu pături în geam și în pivnițe și în luminișuri și mergeau kilometri întregi pe jos, au priceput cât de esențială este intimitatea aceasta, unde Dumnezeu vorbea prin Duhul Sfânt, unde Dumnezeu descoperea tainele inimilor și supraveghea sănătatea spirituală a bisericii. Al treilea principiu este principiul oportunității. Vedeți, Domnul Iisus Hristos se roagă aici pentru ucenici, nu pentru lume, pentru că ucenicii sunt uniți pe principiul triunității. Unitate nu există între noi și lume, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Unitatea aceasta este între noi și noi. Și pentru noi se roagă Domnul ca să fim una. Ferească Dumnezeu să fim una cu lume. Apoi, nu se roagă să ne scoată din lume. Dar ce ne facem că ne atacă cel rău? Să-i păzești de cel rău. Și atunci ne strânge ciorchine în părtășia bisericii unde suntem protejați. Dar nu se roagă doar pentru noi, se roagă pentru cei care vor veni la credință prin cuvântul nostru. Principiul oportunității, care e mandatul unității, că ne, suntem uniți, dar la ce? Nu e unitate de dragul unității, avem un scop să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Avem oportunitatea de a sluji, de a ajuta, oportunitatea de a evangeliza, de a-L reprezenta pe Dumnezeu în lume. Aici este unitate în diversitate. Aici. Aici este un singur duh, dar sunt mai multe daruri. Aici sunt mai multe lucrări. Aici sunt mai multe slujbe. Și fiecare dintre noi, potrivit darului pe care l-am primit și în măsura de credință pe care o avem, exersăm aceste slujbe care sunt diferite. Abia aici este unitate în diversitate. Nu la doctrină, nu la învățătură, nu la crez. Frați și surori,
Când Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru unitatea bisericii, s-a rugat pentru unitatea bisericii având la bază aceste principii. Unitatea trebuie să fie după modelul dumnezeirii. Unitatea trebuie să ne strângă împreună. Și unitatea trebuie să ne trimită în slujire, îndeplinind mandatul de extindere a împărăției lui Dumnezeu în lume. Sunt deplin încredințat că știți și cunoașteți aceste principii și că le trăiți. Mă bucur mult pentru toate proiectele acestei biserici. Mă bucur mult pentru toate inițiativele pe care le aveți. Ca să păstrați o credință unică, un crez uniform. Ca să păstrați unitatea bisericii în adunarea și împărtășia adunării bisericii. Și ca să mergeți cu Evanghelia până la marginile pământului. Asta e unitatea, asta trebuie să fie unitatea și să rămână până când unitatea va deveni veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.